660 de pagini citite și totuși abia ce am trecut de jumătatea cărții. Suntem la un nou book journal, locul unde povestim pendelete despre cărți și astăzi continuăm cu O lume fără sfârșit, Ken Follett, a treia parte din seria Kingsbridge. Salutare și bine ai venit pe Copacul cu Cărți sau bine ai revenit. Dacă ești pentru prima dată aici, iubești natura și lectura, îți plac cărțile, călătoriile, drumețiile, te rog frumos să te abonezi și nu uita să apeși clopoțelul pentru a nu rata videoclipurile care urmează. Totodată, în secțiunea Shorts, poți vedea o mulțime de videoclipuri din natură, unde îmi petrec eu timpul liber citind, așa că, cu siguranță, dacă iubești natura și lectura, îți vor face plăcere. Așadar, dragilor, partea a doua, episodul 2 dintr-o lume fără sfârșit, am rămas la subcapitolul 55 din cele 91 ale romanului, mai bine zis, am parcurs 55 de subcapitole, partea a cincea din cele 7 părți ale romanului și să vedem prin ce peripeții au mai trecut personajele noastre îndrăgite, Gwenda, Ralph și Martin, cei doi frați, dar și Caris, ce a mai făcut la Kingsbridge, de ce probleme s-a mai lovit împreună cu tatăl său, Edward Lânarul. La Wicklake, satul natal al Gwendei, aceasta reușește să se căsătorească până la urmă cu Ulfric, dar acesta nu a reușit să intre în posesia pământurilor sale, deoarece decizia noului senior a fost negativă, noul senior fiind al satului fiind nimeni altul decât Ralph, cel cu care s-a certat și s-a bătut în târg la Kingsbridge în urmă cu ceva timp. Bun, totuși Ralph aici își face de cap în satul Wicklake, comite fără de legi, printre care o violează pe fosta iubită a lui Ulfric, Annette, și reușește să dea de bucluc. Oamenii din sat împreună cu preotul satului merg la contele Rowland și fac o plângere către Ralph. Aici contele Rowland de Shearing, să zicem, intră în acțiune, refuză și le spune că actul nu s-a petrecut pe pământurile lui, ci pe pământurile fiului său, Lordul William. Deci vor trebui să meargă la acesta în audiență pentru a-și expune cazul. Merg la reședința Lordului William și este sfătuit de acesta și de soția acestuia, Lady Philippa, să deschidă un proces la Shearing. În urma procesului de la Shearing, Ralph sfidează actul de judecată, precum și tot ceea ce se întâmplă în sala de judecată, fuge și devine nelegiuit, astfel că este condamnat la moarte pentru atât pentru viol, cât și pentru nerespectarea actului de justiție. Însă Ralph reușește cumva să scape. În acele timpuri, regele Edward al III-lea declarase război Franței și avea nevoie de bani și de oameni pentru a merge la război și amnistiază pe toți prizonierii cu probleme din țară, cu condiția ca aceștia să vină la război alături de rege. Este exact ceea ce și-a dorit Ralph, care este eliberat din închisoarea de la Kingsbridge, unde fusese prins între timp de către cetățenii de acolo. Este eliberat de către contele Rowland de Shearing din închisoarea de la Kingsbridge și împreună cu acesta și cu cavalerii acestuia merg în Franța pentru a se alătura armatei regelui Edward al III-lea. O lăsăm pe Gwenda și familia ei la Wicklake, de asemenea lăsăm și pe Ralph să se alăture armatei regelui în Franța împreună cu seniorul său, contele Rowland de Shearing, și ne mutăm la Kingsbridge, acolo unde se întâmplă tot felul de lucruri interesante și ciudate, și anume în tentativa lui de a-și spori puterea, noul stareț Godwin dorește să își construiască un castel, însă nu avea banii necesari pentru acesta și decide să impună noi taxe către orășeni pentru a aduna bani în vederea construirii castelului. De departe, cea mai mare problemă, cea mai mare taxă care a iscat scandalul a fost aceea de a utiliza dârstea stăreției pentru prelucrarea lânii, și asta deoarece
Edward Lenarul și fiica lui Caris aveau un stoc imens, imens de lână și doreau să prelucreze lână, deoarece lână ca și materie primă nu se mai vindea atât de bine la târguri în ultimii ani și rămăsese cu foarte mult stoc în depozite. Și în urma unor cercetări, Caris reușește să descopere o formulă prin care să facă din lână celebra stofă stacojie care se vindea prin târgurile din Anglia, adusă din Italia. Această problemă, această disensiune ajunge într-un nou proces la Winchester, pe de o parte starețul Godwin și pe de cealaltă parte orășenii conduși de starostele Edward, care, cine este câștigător? Este câștigător starețul Godwin, și asta deoarece judecătorul a aflat că cei care nu erau organizați într-o obște, adică practic șerbi sau oameni care nu erau liberi, nu aveau dreptul să deschidă un proces la curtea regală. Prin urmare, starețul Godwin câștigă procesul și orășenii totuși găsesc o cale de a-și procesa lâna, și anume construiesc o dârste la Wick Lake, pământuri care nu aparțineau starețului Godwin, ci fratelui lui Martin, constructorul, anume Ralph, acest Ralph care era plecat între timp în Franța să se alăture armatei regelui. Astfel, odată fabricată stofa și vopsită în culoarea stacojie, acesta până vânzarea ei, era o stofă de o culoare foarte solicitată în acele vremuri, fac rost de banii necesari pentru a finanța în continuare construcția podului. În paralel cu această acțiune, Caris, fiica lui Edward Lenaru, starostele gildei parohiale din Kingsbridge, face o scrisoare către rege pentru a obține cartea de obște, astfel încât ei să poată lua singur decizii, să nu mai treacă orice decizie pe la seniorul orașului din acele timpuri, și anume starețul Godwin. În acele timpuri, majoritatea orașelor din Anglia erau organizate în obști, care plăteau, important de amănunt, care plăteau taxele direct către rege, dar anumite orașe, printre care și Kingsbridge, mai aveau încă un senior al orașului, care era de regulă un episcop sau un stareț. La auzul acestor vești, starețul Godwin se înfurie, face o ședință la ghilda parohială și îl demite din funcția de maestru constructor pe Martin, dar cea mai importantă știre este că face un proces către tribunalul ecleziastic prin care o acuză pe Caris că este vrăjitoare și trebuie executată pentru vrăjitorii, și asta pentru simplul motiv că dorea să o elimine, știind că ea este persoana care de facto conducea, de facto și de drept conducea ghilda parohială, deoarece tatăl său era tot mai bolnav și îmbătrânea pe zi ce trece. Reușește până la urmă, cumva, Caris să scape în fața tribunalului ecleziastic, însă va trebui să devină călugăriță, și dacă, cu condiția că dacă va părăsi mănăstirea de maici, această condamnare de la moarte va intra sub executare. Prin intrarea la mănăstirea de maicea lui Caris, ea este eliminată și din cursa pentru alegerea unui nou staroste al gildei parohiale, deoarece Edward Lenarul era foarte bolnav și va muri în curând, iar în cursă rămâne numai Elfric, care devine până la urmă starostele gildei parohiale din oraș și evident va colabora strâns cu Godwin și va retrage scrisoarea adresată regelui pentru ca orășenii din Kingsbridge să devină obște. Trec 7 ani, între timp Martin, fostul iubit al lui Caris, plecase și el la Florența. Trec 7 ani de viață la mănăstire pentru Caris. În tot acest timp
starețul Godwin cu un comportament total ciudat din punctul meu de vedere, nu reușește să facă rost de banii necesari construirii castelului, însă într-o zi stareța Cecilia vine către starețul Godwin și îi spune acestuia că mănăstirea de Maici primise o moștenire de 150 de lire de la o anumită persoană înstărită care decedase în Anglia. Imediat la auzul acestei vești, starețul Godwin se gândește că ar putea să își îndeplinească acest capriciu de a-și construi un nou castel, un castel cu banii de la stareța Cecilia. Construind o nouă trezorerie în stăreție, și asta deoarece măicuțele fuseseră atacați de un anume Gilbert, care venise într-o seară și încercase să fure aur din tezaurul mănăstirei. Cu acest prilej are loc construcția unei noi trezorerii, banii moșteniți cei 150 de lire în florin de aur și în ducați genovezi sunt depozitați în noua trezorerie, la care aveau acces atât călugării cât și măicuțele. Cumva, starețul Godwin reușește să înceapă construcția la un nou castel cu maestru constructor drept Elfrig și folosește acești bani, îi fură practic împreună cu Filemon din trezorerie. La un moment dat, pe când Caris dorea să construiască pentru mănăstirea de Maici un nou spital, îi propune stareței Cecilia să utilizeze aproximativ 100 de lire din acea moștenire pentru a construi un nou spital. Este momentul în care aceștia își dau seama că starețul Godwin furase banii și se iscă un scandal imens, scandal care va conchide cu plecarea lui Caris pe urmele regelui, alături de care se afla și episcopul de Kingsbridge, episcopul de Shiring și de Kingsbridge, fiul contelui Rowland, pe nume Henric, se afla în armata regelui și merg către acesta pentru a-și expune cazul, el fiind singura persoană, ca și superior al starețului Godwin, care îl putea obliga să restituie banii cei 150 de lire către mănăstirea de Maici. O urmăm pe Caris în călătoria ei către Franța prin port pe la Portsmouth, apoi trecând canalul, ajungând în portul Caen, în Franța, și apoi pe urmele armatei franceze în prima fază și apoi ajungând în tabăra engleză, o urmăm printr-un labirint de peripeții nesfârșite. Aici reușește să stea de vorbă cu regele Eduard al III-lea, deoarece episcopul Henric decedase și este anunțată că el, ca și rege, nu poate interveni în această problemă. În această problemă va interveni un nou episcop în momentul în care acesta îl va numi. De aici, Caris se întoarce la Kingsbridge și vom afla în continuare ce se va întâmpla cu ea în momentul în care măicuțele vor primi scrisoarea de la noul episcop. Între timp, la Florența, Martin devenise un om foarte bogat, avea trei șantiere de construcție în oraș, construia o fântână în mijlocul orașului, o biserică pentru un ordin de călugări și o casă pentru una din rudele celebrului negustor florentin Bonaventura Caroli, cu care tatălui Caris, Eduard, făcea afaceri cu lână încă de mulți ani în urmă, pe când acesta venea în mod repetat la Kingsbridge pentru a cumpăra lână ca materie primă. Avea deci pentru o rudă acestuia o casă. Avea trei șantiere, avea foarte mulți angajați și el însuși devenise un om bogat, se însurase cu Silvia și avea cu acesta o fetiță de 3 ani pe nume Lola. Iar aici aflăm că în urma unei epidemii crunte de ciumă, o foarte mare parte din populația acestui oraș murise, inclusiv șantierele lui,
cele trei la număr rămăseseră fără angajați, deoarece aceștia muriseră cu toții. Ba mai mult, la șantierul de construcție a bisericii, toți călugării ordinului care finanțau construcția bisericii decedaseră și ei, practic toate cele trei șantiere se vor suspenda, iar el ia decizia de a pleca cu fiica lui către Kingsbridge, urmând ca averea deținută la Florența să fie transferată de către familia Caroli la Kingsbridge în numele lui Martin. Pleacă către Kingsbridge, merge prin toată Franța, prin Normandia, vede o grămadă construcții, el era atras foarte mult de arhitectura clădirilor și ajunge într-un final la Kingsbridge. Și aici se practic am și rămas cu lectura cărții, cu cele 660 de pagini. Vom vedea reîntâlnirea după aproape 10 ani dintre Caris și Martin. Vom afla și ce face Ralph după ce se întoarce de pe front, după ce se întoarce din Franța, din armata regelui. El primește niște proprietăți importante și de asemenea va crește în rang. Și vom vedea și ce face Gwenda împreună cu Ulfric la Wiglake, în acel sat sărăcăcios. Bun, cam atât am avut de astăzi de povestit despre O lume fără sfârșit, primele 660 de pagini din cele 1100. Am pregătit pentru tine mai sus un videoclip cu prima parte, primul episod O lume fără sfârșit, acest book journal. Te rog să vezi și acest videoclip, iar până data viitoare îți urez spor la lectură, numai bine!